Protestul pașnic din Piața Victoriei s-a transformat într-o manifestație violentă după ce mai mulți ultrași și alți instigatori au aruncat în forțele de ordine cu petarde și fumigene. În apărarea jandarmilor le-au sărit protestatarii pașnici care au format un gard de protecție în fața lor. Ultrașii nu s-au liniștit însă, au dat foc la toate obiectele care le-au ieșit în cale și s-au îmbrâncit cu jandarmii. Unul dintre instigatori, care avea o sacoșă plină de cocktailuri Molotov, a fost scos din mulțime de doi jandarmi îmbrăcați în civil. El a recunoscut că a primit 50 de lei pentru a provoca violențe la protest. Cel mai mare protest din ultimii 25 de ani împotriva ordonanței de urgență care modifică codurile penale s-a transformat într-un război al taberelor. Un grup de manifestanți violenți au aruncat cu petarde, fumigene și alte articole pirotehnice în forțele de ordine. Ca răspuns la violențe, românii pașnici au format un cordon de protecție în fața jandarmilor. Asta în timp ce voci din toate părțile mulțimii strigau la unison: instigatorii n-au fost impresionați și au continuat violențele. Au dat foc unui panou publicitar, indicatoarelor rutiere și mai multor pubele. Ceilalți români au continuat să le strige: nu așa! 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 Unul dintre instigatori, care avea o sacoșă plină de cocktailuri Molotov, a fost scos din mulțime de doi jandarmi îmbrăcați în civil. El a recunoscut că a primit bani pentru a provoca violențe la protest. De pe stradă? Cum adică să fie pe stradă? Ce ți-a zis să faci? Când ți le-a dat? Acum când ți le-a dat? M-a dat 50 de lei și a zis să ia și du-te și acolo. Hai, scoate-le, te rog, acum. Scoate-le să se vadă, să vadă lumea, scoate-le. Dar ce e acolo? Benzină cu cocktail Molotov, ce să fie? S-a vehiculat că membrii echipei Dinamo ar fi fost chemați de frații Negoiță la un hotel care aparține lui Robert Negoiță și de acolo ar fi fost duși cu autocarele în Piața Victoriei pentru a porni violențele. Dacă vă luați în calcul, în cel mai știu și eu, minimal mod că aș putea să fiu implicat în așa ceva, vă asigur că sunt un om cât se poate de normal la cap și nu pot să fiu niciodată implicat în așa ceva, în chestiuni care, repet, sunt chestiuni foarte grave. Iar cei care au făcut chestiunea asta aseară trebuie să plătească. 79 de persoane au fost reținute aseară de autorități.